Județul Vâlcea ocupă un loc de seamă în ceea ce privește numărul așezămintelor monahale. Multe dintre mănăstirile reprezentative românești se găsesc aici. Pe drumul ce leagă Oltenia de Transilvania, pe Valea Oltului, călătorul poate poposi la mănăstirea Cozia. Sfântul Lăcaș, cu o istorie de 600 de ani, a fost și este un model arhitectural pentru celelalte mănăstiri românești construite în urma sa, dar și necropola domnitorului Mircea cel Bătrân. Temelia bisericii mănăstirii a fost pusă între anii 1386-1388 în această zonă prielnică Nucilor. Pe atunci era cunoscută ca mănăstirea de la Nucet. Termenul arhaic coz, adică nuc, a devenit Cozia, întâi denumirea muntelui din vecinătate și apoi a mănăstirii. Sfânta mănăstire Cozia veghează de peste 6 secole râul Olt în apropierea localității Râmnicu Vâlcea. Este ctitoria marelui voievod Mircea cel Bătrân, așa cum îi spun cronicarii, sau Mircea cel Mare, așa cum îi spun cei care îi laudă faptele de vitejie. Ce avem în vedere că voievodul Mircea cel Bătrân avea ca duhovnic pe Nicodim, care a trecut din Serbia și a început să întemeieze cele mănăstiri de pe Valea Jiului, a făcut ca mănăstirea să fie mănăstirea de bărbați până în zilele noastre. E singura mănăstire care a rămas de bărbați din acea vechime. Restul mănăstirilor au fost transformate, cum se zic, în mănăstiri de maici. Cea mai veche mănăstire de maici din zona Olteniei este Schitul Ostru, care a fost construit de Neagoae Basarab, de doamna Dispina, și a rămas până în zilele noastre mănăstirea de călugări, de călugărițe, iar Cozia, mănăstirea de călugări. Biserica este cea mai veche construcție a acestui complex monahal de secol XIV și a fost preluată ca model de celelalte biserici ortodoxe românești ridicate în urma sa. Este reprezentativă pentru stilul bizantin, dobândit de la bisericile grecești de secol XIII, Teotocos din Constantinopol și Sfinții Apostoli din Salonic. Așa apare planul trilobat, cu absida centrală și cele două laterale racordate între ele. De o frumusețe aparte sunt și modelele decorative de pe fațada bisericii, inspirate de la cele care împodobesc bisericile din Valea Moraviei, Serbia. În anul 1517, Neagoae Basarab, domn al țării românești, a reparat clădirile și biserica, a înfrumusețat-o cu icoane și a construit o fântână în fața bisericii, dar și o cișmea în partea de nord a complexului. În jurul anilor 1700, în timpul voievodului Constantin Brâncoveanu, a fost adăugat pridvorul și, prin bunăvoința paharnicului Șerban Cantacuzino, s-a restaurat pictura în pridvor, naos și altar. Mircea cel Bătrân a trecut la cele veșnice pe 31 ianuarie 1418 la vârsta de 60 de ani. De-a lungul timpului, mormântul său a fost profanat de mai multe ori. Acum el este acoperit cu o lespede funerară din piatră nouă. Am voit, domnia mea, ne-am ridicat din temelie o mănăstire în numele Sfintei Truițe, în locul ce se cheamă Călimănești la Olt. Am săvârșit și am târnosit
și am reparat și în scurt am dăruit puțin proc din casa mea. Pentru hrana călugărilor ce se află mai înainte zisa mănăstire făcută de mine. Mircea cel bătrân a murit în reședința sa din Argeș, dar așa cum și-a pregătit, își doarme somnul de veci în pronaosul mănăstirii Cozia. Lângă el se odihnește mama lui Mihai Viteazul, Teodora, care după moartea năpraznică a fiului, în 1601, se călugărește sub numele de Teofana. Este înmormântată aici, la aproape două secole după moartea lui Mircea. La începutul secolului 20, Sfântul Lăcaș a fost aproape desființat, fiind pe rând temniță, cazarmă, azil și chiar grajd de cai. Dar începând din anul 1928, a fost treptat restaurat. În prezent în mănăstire slujesc 20 de monahi. Lăcașul este un loc de rugăciune pentru credincioși, dar și un reper pentru toți turiștii din zonă. După mănăstirea Cozia, călătorul se poate îndrepta către comuna vâlceană Costești. Aceasta are un trecut străvechi și este așezată la poalele munților Căpățânii. Are două mănăstiri importante ale Olteniei, numeroase biserici, schituri vechi de secole, muzee, dar și legende care dăinuie și acum pe poteci de munte. Mănăstirea Bistrița, loc binecuvântat și plin de istorie, dăinuie pe aceste locuri de peste 500 de ani. Barbu Craiovescu, mare ban al Craiovei, este considerat primul ctitor. Construcția sa, mult mai mică față de ce vedem acum, a fost aproape distrusă pe la 1509 de domnitorul Mihnea cel Rău, ca urmare a unui conflict apărut între cei doi. După căderea lui Mihnea cel Rău, marele ban, Barbu Craiovescu, reface mănăstirea și îl ajută pe nepotul său de frate, Neagoe Basarab, să urce pe tron, la 1512. La puțin timp după fondare, mănăstirea devine un important centru cultural. Aici se dezvoltă celebra școală slavonă bistrițeană, care a dat culturii românești personalități de seamă. Sfântul Neagoe Basarab s-a format și el la această școală din Bistrița. Un important reprezentant al acestei școli este ieromonahul Eftimie, egumen al mănăstirii, care a scris primul act mănăstiresc în limba română. Apoi Mihail Moxa, care a scris prima istorie universală în limba română și a tipărit pravila de la Govora, sunt printre cei mulți călturari care s-au format la această școală slavonă din mănăstirea Bistrița. Călugării de aici se îndeletniceau atât cu scrierea, traducerea și tipărirea de cărți, precum și pictura, sculptura și caligrafia. Existau numeroase ateliere unde tinerii puteau deprinde diferite meșteșuguri ale vremii. Până la urmă, construcția a fost grav avariată în timpul Revoluției lui Tudor Vladimirescu și al Marelui Cutremur de la 1838. Câțiva ani mai târziu, domnitorul Gheorghe Bibescu a demolat vechea construcție și a ridicat-o pe aceasta. Lucrările au fost continuate de Barbu Știrbei, iar sfințirea acestei ctitorii, pe care o privim noi astăzi, în toată măreția ei, s-a făcut la 1855.
Biserica mănăstirii este construcția care domină întregul ansamblu monahal. Realizată după planurile unor arhitecți austrieci, este asemănătoare unei catedrale și se încadrează perfect în acest ansamblu monahal. Planurile bisericii au fost realizate de o echipă de arhitecți austrieci, Ioan Schlatter și Scarlat Beniș, biserica fiind construită în stil romanic dalmat. Catapeteasma a fost lucrată la Viena în lemn de tei aurit, iar pictura aparține lui Gheorghe Tatarescu. Interiorul bisericii impresionează prin înălțimea bolților, ferestrele mari și cele două candelabre de pe timpul lui Constantin Brâncoveanu. În biserică își doarme somnul de veci Barbu Craiovescu, care spre sfârșitul vieții s-a retras aici, la Bistrița, unde s-a călugărit sub numele de Pahomie. Pictura bisericii îi aparține lui Gheorghe Tătărescu, cel care a pictat în stil neoclasic în perioada 1853-1892, împreună cu ucenicii săi, peste 50 de biserici în București și în alte locuri din țară. Format în Italia, în spiritul academismului epocii respective, Tătărescu și-a impus propriul stil în pictarea lăcașurilor de cult românești. Deși nu i-au contestat talentul artistic în ceea ce privește pictura sacră, unii critici i-au reproșat faptul că a ignorat stilul picturii românești de tradiție bizantină, orientându-se prea mult către cea apuseană. Sus pe munte, pe cărări abrupte, se află peștera Sfântului Grigorie Decapolitu sau peștera Liliecilor, cum se mai spune. De mult de tot, în vremuri tulburi, aici au stat ascunse odoarele bisericii și moaștele sfinte. Credincioșii ce bat la poarta mănăstirii Bistrița se pot închina la moaștele Sfântului Grigorie Decapolitul, depuse aici. Născut în Asia Mică, în secolul VIII, el a ales calea sihăstriei și a propovăduit în pelegrinările sale învățătura creștină. Unii l-au considerat un adevărat făcător de minuni, pentru că i-a vindecat de boli pe cei suferinți. A murit la Constantinopol și câteva sute de ani mai târziu, moaștele sale au fost cumpărate de Barbu Craiovescu și aduse aici la mănăstire. În primăvara anului 1940, liderul țărănist Virgil Magiaru a avut domiciliul forțat timp de o lună aici, la mănăstirea Bistrița, după ce a intrat în conflict cu Carol al II-lea. Câteva luni mai târziu, în vara anului 1940, și generalul Ion Antonescu a locuit la mănăstirea Bistrița. După ce l-a înfruntat pe Carol al II-lea, că a cedat fără luptă Basarabia și Bucovina, a avut și el domiciliul forțat stabilit tot aici. În prezent, la mănăstirea Bistrița slujesc în jur de 50 de viețuitoare. Fiecare zi înseamnă muncă, închinare, rugăciune. Vă invit să urcăm muntele la mănăstirea Arnota, această meteoră a Olteniei. Este ctitoria lui Matei Basarab Vodă, cel care a ridicat-o, îngrijit-o și a iubit-o atât de mult încât a ales-o ca loc pentru odihnă veșnică. Lângă mănăstirea Bistrița, pe muntele Arnota, se ridică mănăstirea cu același nume.
În urmă cu 4 secole, câțiva călugări au construit aici o bisericuță din lemn. Au fost ajutați, se pare, de Danciu, tatăl lui Matei Basarab, domn al țării românești, între anii 1632-1654. Este situată în munte, în munții Căpățânii, la o altitudine de 840 de metri și este efectiv ca o comoară aici bine ascunsă în munte. Toți pelerinii care vin până aici au ocazia să fugă de tumultul acestei vieți care devine din ce în ce mai agresivă și mai greu de dus și își poate găsi pacea sufletului de care toți avem nevoie, chiar dacă de multe ori nu ne dăm seama de lucrul acesta. Legenda spune că abia urcat pe tron, în 1632, Matei Basarab, domn al țării românești, este vânat de turci. Fuge de la Târgoviște spre Curtea de Argeș și apoi spre munți și reușește să facă schimb de haine cu un arnăut pentru a nu fi recunoscut. Scapă cu viață și ridică o mănăstire în semn de mulțumire față de Dumnezeu. Numele de Arnota se spune că a fost ales după numele de Arnăut, oșteanul mercenar din țara românească ce s-a sacrificat pentru domnitor. Se păstrează până în zilele noastre această frumoasă legendă care are totuși un sâmbure de adevăr, căci ea marchează momentul ridicării acestei mănăstiri. Biserica construită în timpul domnitorului Matei Basarab era mult mai micuță față de ce vedem noi acum. Prima sa atestare documentară apare în 1634 într-un hrisov al domnitorului. Biserica mănăstirii, clădită în stil bizantin, poartă hramul sfinților arhangheli Mihail și Gavril. În anul 1850, în jurul bisericii, s-a construit un zid gros care a transformat acest complex monahal într-o adevărată cetate. Pridvorul bisericii a fost adăugat în timpul domnitorului Constantin Brâncoveanu, pe la 1694. Puțin știu că Matei Basarab, voievod al țării românești, își doarme somnul de veci aici, în ctitoria sa iubită. A fost înmormântat în 1654 la Târgoviște și câțiva ani mai târziu a dus aici, pe vârf de munte, la Arnota. Lângă domnitor este și Danciu, tatăl său, voinic și oștean de seamă în armata lui Mihai Viteazul. În pronaos, un perete întreg este ocupat de tabloul votiv al lui Matei Basarab și al soției sale, Elina. Portretul lui Matei Basarab, înfățișat bătrân, cu barbă albă, este considerat a fi unul dintre cele mai frumoase portrete de voievozi români care s-a păstrat până în zilele noastre. Pictura murală a mănăstirii Arnota, realizată în frescă, este o adevărată reprezentare a artei religioase românești. Cei 22 de ani de domnie ai lui Matei Basarab au fost înfloritori. Domnitorul a fost un protector al culturii, un susținător al ortodoxiei, dar și un bun diplomat. Un alt merit al lui Matei Basarab este introducerea primei legislații scrise, Pravila de la Govora, tipărită în anul 1640, ce reprezintă prima culegere de legi juridice, canonice și civile, în limba română, scrisă în alfabetul chirilic.
Între anii 1853-1855, mănăstirea a avut parte de consolidare din partea domnitorului Știrbei Vodă și a fost folosită ca închisoare politică. Din 1999 este mănăstire de maici. Din anul 2000, mănăstirea a intrat într-un amplu proces de renovare, iar adăugarea unui nou paraclis a venit în întâmpinarea credincioșilor. Mănăstirea se mândrește și cu un muzeu care ne reamintește de timpurile de altădată, într-o personalizare originală a istoriei neamului românesc. Și invita pe toți să vină aici la Arnota, pentru că este un loc, așa cum spuneam, un loc de liniște, un loc unde fiecare se poate regăsi, un loc unde pot admira frumusețile și frumusețile cele văzute ne duc cu mintea la frumusețile cele nevăzute, gătite nouă de Domnul, acolo sus în împărăția Lui. Și i-aș ruga să vină să aprindă o lumânare la mormântul lui Matei Basarab, la cel care și-a dorit atât de mult unitatea românilor. Și să mediteze un pic, să gândească la lucrul acesta. Iată cum ne-am bucurat de frumusețea și am aflat istoria a trei mănăstiri importante ale județului Vâlcea: Cozia, Bistrița și Arnota. Dar nu ne oprim aici. Data viitoare vom trece pragul și mănăstirilor Dintr-un Lemn, Hurezi și Govora.